Sunt în muzeul din Aiud, un muzeu care adăpostește o colecție impresionată și o legendă. Unul din exponatele Muzeului de Științele Naturii din Aiud este scheletul uman. Avem aici un schelet întreg, oasele sunt așezate în poziție anatomică și el poate fi văzut atât pentru studiu cât și ca o curiozitate, deoarece nu tot timpul poți să vezi un schelet uman. O legendă urbană care circulă în zonă amintește că acest schelet ar fi, în fapt, scheletul unui fost paznic al colegiului sau al muzeului, care, înainte de moarte, a lăsat prin testament ca scheletul său să fie expus pentru studiu. Nu avem nicio informație documentară care să ateste acest fapt. Care este compoziția muzeului și care este legenda? Înființat în anul 1796, sub denumirea de Raritatum Etrerum Naturalium Museum, Muzeul de Științele Naturii din Aiud adăpostește piese valoroase expuse în trei săli. Prima sală a muzeului adăpostește colecțiile de fosile minerale și roci, iar celelalte două adăpostesc colecțiile de zoologie. Sala a doua cuprinde animale din fauna actuală, dispuse în ordine sistematică, de la cele mai simple forme de viață până la primele grupe de vertebrate, respectiv pești, amfibieni și reptile. Sala a treia, cea mai atractivă, în special pentru vizitatorii tineri, adăpostește colecțiile de păsări și mamifere. Una din piesele interesante a muzeului la care facem referire acum este scheletul care este expus în prima sală a muzeului, respectiv în finalul prezentării colecției de paleontologie. Acesta are o poveste mai interesantă, care a rămas o poveste ce s-a perpetuat din generație în generație și care spune că scheletul respectiv ar fi aparținut unui paznic care lucra aici la colegiu și care a dorit ca după moartea sa scheletul său să fie expus în muzeu, iar de atunci să fie martor al perindării vizitatorilor prin muzeul nostru. Eu știu că Șomuba cel chema, era un portar aici la Colegiul Bethlen Gabor și și-a dedicat, l-a lăsat în testament că după ce moare, ca să fie scheletul lui aici în muzeu, să fie pus. Cum mi se pare acest lucru? Adică, nu știu, să lași oarecum moștenire scheletul celor care vor să studieze. Nu, onorabil. Eu așa mă gândesc. De fapt, lucru important despre care ar trebui să vorbim este că Muzeul de Științele Naturii din Aiud este cel mai vechi de profil din țară, este mai vechi decât Muzeul Antipa de la București, însă ca valoare este al doilea. Evident, Muzeul Antipa, aflat în capitala țării, are colecții impresionante și depășește ca valoare Muzeul de la Aiud. Revenind, Muzeul de Științele Naturii din Aiud este în cadrul unei unități de învățământ, Colegiul Bethlen Gabor, un colegiu care va împlini în acest an 400 de ani de la înființare și ca atare, vechimea muzeului permite și apariția unor astfel de legende. Ce spun cei care vin și află această poveste? De obicei, nu neapărat creează reacții pilare sau de acest gen, ci pur și simplu este luată ca o curiozitate. Nici nu știu dacă muzeul ar valorifica mai mult și ar fi mai dedicat marketingului, ar mai fi poate povești
legende și subiecte care să facă mult mai atractiv trecătorului, turistului de oriunde muzeul în sine.